Singurul senator sucevean cu 3 mandate, liberalul Gheorghe Flutur, nu se poate lăuda cu activitate vastă în Camera Superioară anul trecut. Gheorghe Flutur a avut în 2015 12 luări de cuvânt și a cosemnat 24 de inițiative legislative. O activitate la fel de redusă în plen a avut Neculai Bereanu, senator PSD pe zona de munte. Cu doar 9 luări de cuvânt și 26 de inițiative legislative semnate, Bereanu a fost depășit în topul activității reduse de progresistul Mihai Neagu, care pe tot parcursul anului 2015 a avut doar 3 luări de cuvânt în plenul Senatului și 13 inițiative legislative cosemnate. De partea cealaltă a clasamentului se află 2 tineri senatori suceveni. Ovidiu Donțu de la PSD a avut anul trecut 25 de luări de cuvânt în plen și 31 de inițiative semnate. Cel mai activ senator sucevean al anului 2015 este liberala Steliana Miron. Senator în Colegiul de Munte Suceava, Steliana Miron a luat cuvântul în plen anul trecut de 29 de ori și a semnat 43 de inițiative legislative.